Mihaela Rădulescu despre nunta cu bănică. Dansam cu alții pentru că el cânta. Cum s-a ajuns la despărțire? Mihaela Rădulescu a avut o relație intens mediatizată cu Ștefan Bănică Junior. Unii ar zice că a fost una cu scântei. După 2 ani de mariaj, cei doi se despart, iar relațiile dintre ei rămân reci. Mihaela Rădulescu a avut povești de dragoste intens mediatizate, prima fiind cu Ștefan Bănică Junior. Au fost împreună între anii 1992 și 1994. Peste ani, cei doi s-au întâlnit în emisiunea Dansez pentru tine, unde Ștefan Bănică Junior a complimentat-o pe fosta lui soție și i-a spus că nu a mai văzut-o niciodată dansând așa. Replica acidă a vedetei nu a întârziat să apară și a demonstrat că nu și-a pierdut simțul umorului. Gluma Mihaelei Rădulescu a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii de la ProTV. Păi da, că la nunta noastră eu am dansat cu alții, că tu cântai. Scrie Libertatea pentru femei.ro. Poate nu a fost chiar o glumă, de multe ori în media apărând comentarii legate de comportamentul nu tocmai civilizat al artistului. Motivul divorțului de celebrul cântăreț ar mai fi fost tot infidelitatea. În plus, la vremea aceea, presa scria despre violența lui Bănică Junior. După divorțul de Ștefan Bănică, Mihaela Rădulescu a fost căsătorită timp de 4 ani cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg, de care a divorțat în 2008. După divorțul de Elan Schwarzenberg, Mihaela a avut o relație de lungă durată cu Dani Oțil. În prezent, Mihaela Rădulescu are o relație cu Felix Baumgartner, sportiv cunoscut pentru săritura din stratosferă pe care a realizat-o în 2012. Bănică s-a iubit cu regretata Cristina Țopescu în anii 90. A urmat mariajul de 2 ani cu Mihaela Rădulescu. În ianuarie 2006, Ștefan s-a căsătorit cu realizatoarea TV Andreea Marin, care a născut pe 15 decembrie 2007 o fetiță pe nume Ana Violeta. În octombrie 2013, Ștefan Bănică și Andreea Marin au divorțat. Din 2013, Ștefan Bănică este într-o relație cu cântăreața Lavinia Pârva. Între două soții ale lui Bănică a existat o rivalitate extremă. Andreea Marin a dezvăluit că nu are nici azi o relație bună cu Mihaela Rădulescu, despre care a spus că este perseverentă în a o trage în jos și obsedată de persoana ei. Dezvăluirile Andreei Marin au fost făcute în cadrul show-ului prezentat de Mădălin Ionescu la Metropola TV și este pentru prima dată când Andreea Marin vorbește atât de deschis despre conflictul cu Mihaela Rădulescu. Nu am întâlnit un om atât de intruziv ca Mihaela Rădulescu, atât de ambițios, perseverent, ani de zile în a încerca să mă tragă în jos, pur și simplu. N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat până la urmă de persoana mea. E trist. Între noi nu era deloc o competiție. Audiența mea era uriașă față de audiența emisiunii de duminică de atunci, care era mult mai mică. Nu se puteau compara. Nu era o competiție, nu eram pe același tronson orar. Era pur și simplu o chestiune, cred eu, mă simțea ca pe o femeie care îi amenință întâietatea sau ceva de genul ăsta. Nu pot să-mi explic, pentru că eu nu aș putea să gândesc la fel. A încheiat Andreea Marin.